Bună seara, bine ați venit la Back in Business. Ca de obicei vorbim despre lucrurile importante din economia românească, dar și din economia globală. Am să încep ca de obicei la fel cu câteva știri de pe profit.ro. Vă invit să mergeți pe profit.ro să vedeți știrile cele mai importante. Eu am reținut măcar două știri, și anume faptul că un oficial european avertizează România asupra faptului că în zonele miniere unde se fac restructurări masive, sigur, România a trecut prin acest proces, dar avem și acum zone miniere încă destul de dezvoltate. Deci, așadar, în aceste zone miniere există riscul ca populația să voteze cu partide extremiste. Se știe bine, Germania traversează în acest moment o zonă de restructurare într-o zonă minieră, ori tocmai acest lucru este important pentru legat de acest avertisment. În al doilea rând, sau a doua știre legată de România, am văzut că Banca Națională va putea amenda, spun va putea, să vedem în funcție de situație, cu 1 milion de lei băncile comerciale în cazul în care nu respectă comisioanele interbancare. Vom detalia mâine această știre în programele profit.ro. Vom avea probabil și o dezbatere pe această temă, însă acum vă invit să urmărim o dezbatere legată de orașe inteligente, de securitate cibernetică, teme extrem de fierbinți, să spunem, de pe agenda publică, dar și de pe agenda personală până la urma noastră. Invitații acestei ediții la Back in Business sunt domnul Stelian Arion și domnul Cristian Șoricuț. Bună seara! Bună seara! Domnul Arion și domnul Șoricuț sunt vicepreședinți ai Asociației Română pentru Tehnică de Securitate. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă propun să plecăm cu discuția noastră de la a spune ce înseamnă Asociația Română pentru Tehnică de Securitate. Vă rog, domnule Arion, și apoi sigur poate complica. Asociația Română pentru Tehnică de Securitate este o asociație, o organizație non-profit, care reunește o serie de societăți prestatoare de servicii în general în zona de securitate fizică. Are 15 ani, am plinit 15 ani anul ăsta de activitate și a spune că e una dintre asociațiile care au o activitate foarte bogată. Câteva vorbe despre această activitate, ar trebui enumerate principale linii de acțiune. În primul rând, este RTS-ul este deținătorul singurului expoziții, târg, așa spunem noi, Romanian Security Fair, de profil, de echipamente pentru securitate fizică, care chiar a avut loc recent. De asemenea, organizează o serie de conferințe în fiecare an, care deja au tradiție, o conferință despre managementul riscului, o conferință națională care are în fiecare an un alt subiect și în ultimii 3 ani, acum al 4-lea an, a fost a 4-a ediție, o conferință despre Smart City, un subiect care este de foarte mare actualitate. Vom detalia, am anunțat că vom detalia. Recent, asociația a primit și, hai să spunem, statut, acesta îmi scăpa cuvântul, de utilitate publică, nu? Deci este un statut care onorează pe de-o parte, pe cealaltă parte sunt niște responsabilități pe care asociația și le ia și se desfășoară activitățile pe diverse planuri. Deci aș puncta încă două planuri, deci integrarea europeană, deci noi ca asociație suntem integrați în Euralarp, care este o, să zicem, o umbrelă europeană a serviciilor de securitate, și pe de o parte, și pe cealaltă parte, iarăși aș puncta, asociația este un, și centru de formare profesională. Deci oamenii pentru profesioniști în domeniu. Și nu se referă numai la un curs sau numai la o tematică ceva, ci discutăm pe multiple nivele de pregătire, de la tehnicieni, la ingineri, la ingineri proiectanți și de ce nu avem o latură care încercăm să o valorificăm cât mai mult, să educăm publicul larg, să educăm oamenii, să le explicăm ce, de ce e nevoie, cum este nevoie și toate informațiile astea să ajungă la publicul țintă, dacă se poate. Bun, acestea sunt sigur coordonatele importante ale asociației pe care o reprezentați. Vă rog, domnule. Aș mai adăuga eu că RTS-ul a constituit un corp de experți în ideea de a putea să dea niște opinii experte, să zicem așa, obiective în piață, în funcție de situație, că sunt și astfel de situații. Există o procedură internă. În acest moment există 5 discipline în care avem experți. Avem 11 experți până acum.
și suntem, asociația este disponibilă să soluționeze diverse, să dea, oferă această expertiză în piață și chiar și instituțiilor publice, pentru că noi avem o relație importantă cu instituțiile publice. De asemenea, asociația este implicată în discuțiile privind legislația și vine cu multe propuneri de modificare a legislației. Aici avem o mică problemă, pentru că în general sectorul aveți public un partener și din partea din zona noi publică. Acționăm în domenii reglementate, dar instituțiile care coordonează aceste domenii reglementate, respectiv Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sigur că acționează, să spunem, un pic mai lent. Poate că când și vom discuta despre Smart City o să spunem de ce legislația actuală este oarecum depășită și sigur mâine va fi poate depășită complet. Acum, mâine la modul oarecum generic, dar exact. Poate și la nivel propriu. Nu, putem să spunem că există o bază, un fundament creat în decursul anilor între noi și instituții. Legislația a evoluat și a evoluat în sens pozitiv. Trebuie să recunoaștem că mediul privat nu este mulțumit de ritmul de evoluție, asta este cu totul altceva. Nu stagnează, dar se mișcă lucrurile încă încet. De acord. Vom discuta evident și această latură puțin mai târziu. Mergem, vă rog, spre Romanian Security Fair, ediția 2018. Am văzut expozanți din România, Bulgaria, Croația, Ungaria, Italia, Slovacia, Republica Moldova, Polonia, dar și reprezentanții unor companii din Austria și din Statele Unite. Așadar, a fost un târg, să spunem, internațional. Care sunt totuși coordonatele principale ale acestei evenimente, domnule Arion? Aș vrea să spun că există o evoluție firească de dezvoltare a târgului, acestui târg. Chiar dacă poate că e mai degrabă o perioadă în care această creștere nu e neapărat în volumul expozanților sau suprafeței, deși și aici există o creștere, dar începem să devenim tot mai internațional, să spunem, și prin prezența firmelor din țările pe care le-ați enumerat și dumneavoastră, dar nu numai din asta, și prin faptul că începem să avem parteneri. De exemplu, avem parteneri din zona Croația, un organizator de evenimente care este asociat cu Mese Frankfurt, al doilea organizator de evenimente din lume. De asemenea, avem un parteneriat cu Sicurezza, care organizează târgul de la Milano. Și după părerea mea, în viitor vor fi perspective bune ca acest târg să se mărească. Cu atât mai mult cu cât el, fiind odată la 2 ani de zile, oarecum și interesul este sporit. E crescut, da. E crescut, da. Adică nu poți să nu vii la un astfel de târg să ratezi prezența. De acord, vă rog. Putem spune că acest târg are, să zicem, mai multe roluri. Deci primul rol este să prezinte publicului larg ce a apărut nou în domeniu, celor interesați. Al doilea rol este să fie o unealtă pentru specialiști. Decât să meargă la 3 târguri internaționale, Birmingham, să zicem, Essen sau la Milano. Practic, ce a apărut la aceste târguri s-a găsit și la noi în târg. Adică toate noutățile tehnice, tehnologice, echipamente, tehnologii, idei chiar. Deci pot fi găsite și dacă sunt urechile deschise și ochii deschiși, pot fi implementate foarte ușor la noi în țară. Sunt disponibile. Am văzut că ați avut echipamente de detectare și alarmare din diverse aplicații software, nu? Servicii de inginerie au fost toate prezentate la acest deci eveniment. Sunt de principiu două linii mari care se adresează publicului. Partea de fracție numită generic, care conține tot ce înseamnă echipamente antiefracție, sisteme video, sisteme de control al accesului, sisteme perimetrale și tot ce ține de securitate fizică, și partea de securitate la incendiu, care nu-i cu nimic mai puțin importantă, care se adresează la protecția vieții în special, și spun asta acum la 3 ani de la colectiv. Deci au apărut tehnologii și echipamente care ne permit să facem o protecție foarte eficientă și pe acest domeniu. Problema este să existe dorință și mai mult, nu că s-ar opune cineva, să înțeleagă de ce. Să înțeleagă de ce trebuie și care este rolul acestor echipamente. Și să existe și bugete până la urmă, nu? Aici o temă... Să vă spun, cele mai mari probleme nu sunt create de un buget, să zicem, mai subțire, ci mai degrabă de lipsa de informare, lipsa de educație, lipsa de cultură, vorbesc cultură de securitate. Deci nu numai pe efracție, cât și pe incendiu. Deci omul trebuie să învețe, practic, chiar din școală. La noi nu s-a făcut deloc. Deci uitați-vă, dau un exemplu depărtat. Societatea japoneză, în școli, se fac exerciții de pregătire la cutremur, la incendiu,
de la vârste fragede. Deci știu cum să reacționeze, devine un automatism. Și nu cred că sunt necesare bugete fabuloase. Bun, că echipamentele te ajută, fac viața mai ușoară, te protejează, asta e cu totul alt lucru, dar chiar și cu bugete modeste se pot face pași în direcția cea bună, zic eu. Bun, echipamentele ne ajută, ne fac viața mai ușoară. Probabil că e foarte bună această idee ca introducere în Smart City. Nu am avut ieri un eveniment legat tot de acest domeniu. Haideți, domnule Arion, să mai explicăm o dată la ce se referă conceptul de Smart City și apoi să intrăm în detalii. Conceptul de Smart City, vedeți că în ultima perioadă sunt conceptele astea numite concepte umbrelă. Deci ele, practic, un concept foarte larg care sub el are o serie întreagă de cerințe, de alte idei, de concepte mai mici și mai aplicate, dar care poate să ducă dezvoltarea într-o anumită direcție și, în general, evoluția și tehnologică și economică și socială are nevoie de astfel de direcționări. Smart City, practic, se numește, dacă vreți, în zona de standardizare și poate o să atingem puțin și zona asta de standardizare, care mie mi se pare foarte importantă și cam neutilizată la noi. Acest Smart City, de fapt, se numește în standardizare sub titlul de comunități și orașe sustenabile inteligente. Deci vorbim de o anumită dezvoltare, un anumit progres în zona respectivă de care să fie sustenabil, astfel încât el să poată să-și ducă funcțiile și să-și le îmbunătățească în timp. Asta este, în primul rând, conceptul de Smart City. Inteligent și sustenabil, spuneți. Sigur că da. Zona de inteligent, este termenul de inteligent, este adăugat mai degrabă datorită existenței peste tot acestei digitalizări și acestui cibernetici, care practic a intrat în fiecare domeniu și este evident un factor de progres în viața noastră. Asta este denumirea mai degrabă de inteligent, dar denumirea cealaltă este de dezvoltare sustenabilă. Vă rog, domnule Șoricuț, ați participat și o secundă, vreau să-l completez, domnul Arion. Poate putem face o analogie între, să spunem, poate un pic cam depărtată, dar mi se pare destul de clar, între un cuib de termite care creează condiții optime dezvoltării tuturor organismelor din termitiere. Adică temperatură, umiditate, protecție împotriva mediului, împotriva dușmanilor. Deci este sustenabil, folosește foarte puțină energie și asta înseamnă cuib este foarte ok. Deci noi dorim prin Smart City să avem un oraș care să facă exact același lucru. Deci să te protejeze, să-ți ofere facilități, să apară lucruri care sunt disponibile. Cum să vă spun? E ca și cum am fi în fața unui măr, unui copac și nu culegem merele. Deci ai cum, ai cu ce, dar trebuie să le implementezi și trebuie să fie voință. Și iarăși înțelegere. Și în plus de asta trebuie să fie la fel de bun și de util și pentru copiii noștri. Asta înseamnă sustenabil. De acord. Nu faci pentru... pentru ziua de mâine. Exact. A fost o gala premiilor. Am reținut doar faptul că două orașe au fost premiate, Iași și Piatra Neamț, pentru diverse proiecte. Dacă vreți, haideți să discutăm un pic, nu neapărat de Iași și de Piatra Neamț, ci de proiectele poate concrete care se văd în orașele din România legate de ceea ce numim. Da, există în zona asta de Smart City, deci acest concept a început să dea oarecum roade și, după părerea mea, există o piață potențială importantă aici. De altfel, aș putea să spun că există deja, sunt mișcări de trupe mari în zona asta, sunt companii mari, multinaționale, care vin cu soluții integrate, cu tehnologie, astfel încât să pui la punct o astfel de soluție. Din păcate, sau dacă vreți, o astfel de soluție de Smart City nu înseamnă numai tehnologie, ci înseamnă și aplicabilitatea la orașul respectiv și atinge niște parametri de calitate în orașul respectiv, o anumită performanță. Aici administrația locală are un rol foarte important și încet, încet administrația locală din România a început să realizeze că aici se pot face multe lucruri și, spre surpriza noastră, iată un domeniu în care există și bani. Pentru că administrațiile locale, cel puțin orașele medii și mari, au astfel de sume. O companie care este un consultant în zona asta de Smart City a făcut un raport, deci se numesc VegaCom Consulting, că e dreptul lor să le dăm autor, el este public, în martie 2018, pe evidența proiectelor din România. Și el a identificat 216 proiecte, aplicate în 38 de localități, care reprezintă circa 25% din populația României. Cele mai multe proiecte au fost aplicate în Alba Iulia, Oradea, Cluj-Napoca, București, Piatra Neamț, Brașov, Arad, Sibiu, Iași.
Cred că din enumerare ne cam dăm seama și de anumită zonare a acestor proiecte. Sigur. Dacă vreți câteva titluri sau subiecte de proiecte, da, sunt vreo 6 categorii pentru clasificarea, să spunem așa, europeană a acestor proiecte de Smart City. În zona de Smart Governance, de administrare, taxe și impozite locale online, raportare, gestionare de documente oficiale, deci acum primăriile își fac aplicații IT care să le gestioneze documentele și persoanele să poată să-și plătească impozitele online, de exemplu. Uh-huh. În zona de Smart Living, asigurare, deci viața inteligentă, asigurarea conexiunilor Wi-Fi, nu numai în zonele publice, dar și în mijloacele de transport în comun, supravegherea video inteligentă, pe care probabil că o să o mai comentăm în continuare, măsurarea consumurilor de utilități. Știți că e această problemă în care utilitățile vor fi măsurate la distanță și măsurarea inteligentă a consumurilor de utilități va permite într-o anumită etapă să poți să consumi pe tarife diferite în anumite perioade ale zilei. În zona de smart economy, managementul de utilități și servicii și iluminatul inteligent, iluminatul cu LED, da, care aduce economie și o recuperare a investiției foarte rapidă. În zona de mobilitate, parcări inteligente, monitorizarea traficului, stații de încărcare electrică și utilizarea autovehiculelor electrice. În zona de mediu, managementul deșeurilor, energie regenerabilă și monitorizarea parametrului de mediu. Și în zona de cetățen inteligent, catalogul electronic, sprijin pentru educație și pentru informare. Astea sunt subiecte chiar din cele 216 proiecte care au fost inventariate în România, deja în curs. Da, interesant. Vreau să interesant. Vă rog. Deci existența unui smart city, adică un oraș deștept, hai să spunem și pe românește, da, nu e acord, o problemă. Sigur. Nu exclude ca infra și suprastructura orașului să fie la rândul ei inteligentă. Deci în toate domeniile și noi asta încercăm să facem ca Asociație de Tehnică de Securitate. Deci se poate pleca și de la mic la mare și de la mare la mic. În sensul că dacă eu aș avea toate clădirile inteligente, deci eficiente energetic, prevăzute cu echipamentele care ne protejează mare la un oraș, gândiți-vă într-o clădire același lucru să-i facă viața ușoară utilizatorului. Cu consumuri minime de energie, cu condiții de mediu optime, temperatură, umiditate și toate astea să aducă și economii, clădirea aia devine o clădire inteligentă. Și dacă mergem deasupra conceptului de oraș, gândiți-vă ce înseamnă să avem o țară formată din orașe și comune și sate, toate inteligente. Sună bine. Să sperăm că și pline de oameni inteligenți, da? Da, e bună precizarea. Unele state ceva mai mici, precum Estonia, cred că au început să meargă spre această deci, idee. Dacă ne uităm în vest, ne uităm în vest, observăm că într-o comunitate mică, te duci într-un sat, în Germania, și ai aproape aceleași, să zicem, facilități, ca și într-un oraș mare. Da. Mergem la noi într-un sat să vedem cum stăm? Putem merge, dar poate o să plecăm un pic dezamăgiți din anumite puncte de vedere. Peisajul cred că e mai frumos. Peisajul e foarte frumos. Vă rog, domnul Marion, vreau să completați ceva. Da, vreau să spun că ceea ce este foarte interesant este că posibilitățile tehnologice există deja. Deci ele sunt pe masă. Lucruri care poate le vedem sau le-am văzut în filmele science fiction și ele există. Acum, din păcate, sigur că ele sunt concentrate în mâna anumitor companii. Ideea de proiecte încă nu este extinsă la un domeniu foarte larg și am să dau un exemplu de preocupări care sunt pe plan mondial, de exemplu aceste mașini autonome, care este evident, tehnologia ei există, deci se poate face ca o mașină să meargă singură în circulația bucureșteană, ceea ce ar părea imposibil, pentru acum că e greu imposibil cu șofer, dar... Da. Există. Problema este că nu, aceste tehnologii, după părerea mea, nu sunt la îndemâna oricărui prestator sau a unei majorități a prestatorilor, pentru că cea mai bună prestație într-un domeniu, într-o piață, este atunci când o majoritate sau un procent important din prestatori au competențele respective și accesul la tehnologie respective să facă astfel de proiecte. Dacă deocamdată ele există, dar există și sunt concentrate la nivelul unor companii mari, care încearcă să folosească acest avantaj competitiv și să ducă ele mai departe și nu știu ce, sau în situația inversă în care absolut toți au tehnologia respectivă, nu mai suntem în situația cea mai bună de dezvoltare în piață. Acum noi suntem în prima situație, după părerea mea, în zona de Smart City. Există preocupări, există proiecte, pot fi făcute și încep să fie astfel de proiecte și în România, ceea ce consider că este un lucru foarte bun, pentru că
orice proiect bun și important și deosebit va atrage și alte proiecte. Da, da. O de emulație. Pot să punctez și eu un lucru aici interesant. Chiar dacă, să zicem, suntem mai puțini binevoitori spre acest drum de urmat, UE ne ajută. Cum? Cu bani, cu directivele europene. Ah, cu legislația. Deci ei își pun problema într-o societate dezvoltată, evident, în care există concurența acerbă între companii și toate doresc să ofere servicii, își pun problema cum să aducă economii. Și cum să aducă economii? Păi simplu, introducem tehnologii moderne, smart, care să-ți crească eficiența energetică de la o clădire la un cartier, de la cartier la un oraș întreg. Dacă scazi la un oraș întreg cheltuielile, de exemplu, de încălzire cu 20%, este o valoare fabuloasă. Da, e ficțiune? Nu e ficțiune. Se poate. Dar aș vrea să spun că aceste probleme de eficiență energetică sunt oarecum ajunse la noi, dar ele sunt preocupări mult mai vechi în Occidentul Europei. De exemplu, chestia cu blocurile și eficientizarea energetică a blocurilor, pe francezii cred că au făcut-o acum 30 de ani sau 40 de ani. Acum am putea să vorbim de utilizarea resurselor. De exemplu, unul din aspectele foarte importante care țin de Smart City este acest sharing de resurse. Deci partajarea de resurse, folosirea în comun. Care pleacă de la o mașină până la... De exemplu, predicțiile sunt că într-o perspectivă medie, să zicem nu apropiată, numărul de mașini personale se vor reduce cu 90%. Deci utilizarea mașinilor autonome și în regim de sharing, de partajare, va duce la reducerea, probabil că și în situația în care consumul de combustibil va fi descurajat prin niște taxe mai mari, atunci omul va prefera să folosească o mașină în comun cu altul și să își folosească. Pentru el important să se ducă și toate aceste proiecte și concepte de smart mobility, care e o parte a Smart City, sunt legate pe mobilitatea persoanei. Adică cum să ajung eu ca persoană dintr-un loc în altul. Nu contează prin ce mijloace. Eu vreau să spun că... Mă bucur că aveți completări. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta cu... te ajută, dar nu-ți bagă în traistă. Dar în cazul nostru am semnat câteva directive europene, suntem parte... Și trebuie să ne conformăm, astfel, începând de la anul, din 2019, li se impun toate clădirilor noi recepționate un standard de eficiență energetică. Și când vorbesc eficiență energetică, nu mai mă refer strict la căldură, la consum de energie electrică, consum de apă, iluminat. Deci multe, să spunem, cheltuieli care le face proprietarul zilnic, vor fi afectate chestia asta. Poate vor fi necesare investiții. Clar. Spuneți deci, din 2019. Deci din 2019. Peste o lună și jumătate. Exact. Două luni, nu? Și o să fim luați prin surprindere că există această... Ca de obicei o să fim luați prin surprindere, din păcate. Da. Apropo de Smart City, am avut aici o discuție, l-am avut pe Marius Bostan, fostul ministru al comunicațiilor, care ne-a explicat cât de mult s-a luptat pentru acest concept și a și reușit și povestea cum a existat deschidere de la Alba Iulia, cel puțin la municipiul Alba Iulia, pentru aceste idei. Sunt câteva proiecte deja implementate și acolo, pe de o parte. Pe de altă parte, cu ocazia unei conferințe l-am ascultat pe viceprimarul din Timișoara, care vorbea tot la fel despre niște proiecte foarte concrete legate de parcări inteligente și așa mai departe. Mi s-au părut lucruri foarte interesante. Vă dați seama cât ne bucură pe noi că, deci, noi avem Smart City ca manifestare de 5 ani de zile. 4 ani. 4 ani. Deci, de 4 ani noi încercăm să facem cunoscut conceptul, omul să-l înțeleagă și dacă ajunge și la un factor de decizie care înțelege că practic îi aduce economii, faci niște investiții, îți recuperezi banii pe altă parte. Deci, ce poate să fie mai frumos? Dar trebuie să înțeleagă treaba asta. Acum, nu vă așteptați ca toți edilii să înțeleagă. De acord. O întrebare dificilă. Va fi București vreodată Smart City? Așa evident. Cum vedem acum, evident va fi. Parcă evident progresele va fi. Sunt prea lente. Eu sau... o să fiu și evident mai va fi și vă și spun un proiect de Smart City care deja a fost așa. Fântânile recent inaugurate. Cum a spus? Fântânile recent inaugurate. Inaugurate. Au multe caracteristici de Smart City. O tehnologie foarte bună în spate. E un proiect deosebit pentru noi, dar... Chiar dacă este mai degrabă de entertainment decât de... Nu, e important e bun că există, sigur că da. Vă spun foarte mai dur. Da. Vă spun că dacă nu va evolua spre smart, într-o bună zi, plecând cu mașina de acasă, se oprește în trafic și nu mai ai pe unde să mai mergi. Uh-huh. Deci, măcar pe partea asta de trafic rutier, de mobilitate, pe partea de eficiență energetică, sigur se vor implementa. Dacă nu se implementează,
N-ai soluții. Eu aș spune că ceea ce este important aici este că mai mulți factori concură la, dacă vreți, la reușita unui concept. Să știți că concepte de astea se descoperă unul la câțiva ani de zile și încearcă să dirigeze lucrurile astea și v-aș spune în zona noastră de securitate, v-aș aminti de infrastructuri critice, de protecția rețelelor informatice și așa mai departe, concepte care se supropun una peste cealaltă și pentru o anumită perioadă una creează anumite emulații și eforturi în zona respectivă, după care vine alt concept care se duce în zona respectivă. Problema asta de Smart City, după părerea mea, are mai mari șanse de succes datorită faptului că implică administrația locală, eficientizarea administrației locale și resursele care sunt la nivelul administrației locale. Asta cred că sunt factorii de succes. Gândiți-vă că vreți să plătiți un impozit, da? Ce te așteaptă? Da. O coadă, niște ore pierdute și așa mai departe. Dacă poți să plătești același impozit în 10 minute pe internet, online, da. Online. Atunci, mi se pare un factor de confort. E mai comod, da? Că până la urmă tot îl plătesc, dar vorba dumneavoastră e o chestiune de confort. De eficientizare, pierzi mai puțin timp. Sigur, sigur. Foarte ok. Bun, haideți să mergem și vom putea conexa și cu această idee de oraș inteligent, dar mai avem câteva teme pe agenda, o analiză video și inteligența artificială. Despre ce este vorba, procesare, date, înțelegem că, da, să le luăm poate pe rând, la ce se referă noile tehnici de analiză și video. De târg, adică și sigur, 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 și de târg și de conferință. Ideea este că există o serie de tehnologii care au evoluat foarte mult și cred că cel mai bun exemplu este ce avem fiecare în buzunar, telefonul mobil. E o exemplificare a acestor tehnologii și multe din tehnologiile astea pe care le vedem și în telefonul mobil au început să fie folosite și în zona noastră de securitate, fie pentru a crea detectoare. Vă spuneam la un moment dat, sau discutam într-o discuție anterioară, că de exemplu accelerometrul din telefon este folosit acum pentru detectoare de căsărare pe gard sau sar peste gard, se numește protecție perimetrală. Apropo de fracție vă referi, nu? Sau mă refer la fracție. Când protejezi un perimetru. Exact. Uh-huh. În partea video, partea de analiză a imaginii și de a deduce din imagine o serie întreagă de informații, care e o preocupare, să zicem, de 15-20 de ani, dar care a mers cu pași încet, acum lucrurile s-au accelerat foarte mult și dacă vedeți și în telefon, la fotografia pe care o faceți cu telefonul, vă întreabă la un moment dat cine este persoana respectivă, îi scrieți numele și până toate fotografiile pe care le aveți persoana respectivă, vă pune numele respectiv. Deci asta este de identificare de fețe, identificare de fizionomie. E legată și de, eu știu, de zona aceasta de terorism care a luat totuși... Absolut. În telefon, nu. Nu, în telefon, nu, dar tehnologia... Vă spuneam că tehnologiile sunt dezvoltate de vreo 20 de ani, când acum 20 de ani costau milioane de dolari sau de euro și nu știu ce, și erau folosite, într-adevăr, împotriva teroriștilor, în apărare națională, în securitate națională. Ei, aceste dezvoltări au devenit accesibile comercial. Și în momentul de față, identificarea numerelor, identificarea mașinii, identificarea persoanelor, poți să cauți acum o persoană spunând numai cum a fost îmbrăcată, cu ce culoare, cu ce pantaloni, ce culoare și așa mai departe și ce găsești în înregistrări. Deci există un progres foarte mare pe analiza de imagine care o face în momentul ăsta pertinentă la aplicații dincolo de nivelul de securitate. Evident, securitate îmbunătățită, dar dincolo de asta o serie de avantaje legate de procesul pe care îl servește. Într-un smart city, de exemplu, poți să asiguri colectarea taxelor sau sancționarea celor care nu plătesc taxele, de exemplu, de trafic, pur și simplu de sistemul de CCTV. O să vă propun doar, aici... scuzați-mă, doar să luăm un material pregătit de colegii mei, două minute, este vorba despre securitate cibernetică, un studiu realizat de o companie prestigioasă. Vedem materialul și ne întoarcem la dezbaterea noastră. La un an după ce organizațiile au fost druncinate de o serie de atacuri cibernetice la scară largă și de permanente acuze privind intervențiile finanțate de stat, securitatea cibernetică a continuat să ocupe un loc din ce în ce mai important pe agenda consiliilor de administrație. Potrivit studiului EI Global Information Security Survey, conform studiului, 87% dintre organizații operează cu un buget limitat pentru a asigura nivelul de securitate cibernetică și de rezistență necesar, iar 55% dintre companii nu integrează protecția organizației în strategia generală de business și în planurile de execuție. În mod surprinzător, organizațiile mari au mai multe șanse să eșueze în acest demers decât firmele mai mici. Cu toate acestea, bugetele alocate securității cibernetice sunt în creștere. Companiile mari sunt dispuse să plătească mai mult în acest an, 63%, și anul viitor 67%, față de companiile mai mici, 50%, respectiv 66%. Majoritatea organizațiilor se străduiesc în prezent să depășească stadiul de protecție de bază în privința
securității cibernetice și se îndreaptă spre rafinarea capacităților prin utilizarea de tehnologii avansate, precum inteligența artificială, automatizarea proceselor, analiza datelor și altele. Cu toate acestea, studiul arată că doar 8% dintre respondenți consideră că funcția lor de securitate a informațiilor răspunde pe deplin nevoilor acestora, în timp ce 78%, respectiv 65%, dintre organizațiile mai mari și mai mici declară că în prezent funcția lor de securitate a informațiilor răspunde parțial nevoilor acestora. Conform studiului, principalele priorități pentru investițiile de securitate informatică în tehnologiile emergente în acest an sunt cloud computing, analiza informatică și prelucrarea mobilă a datelor. Conform studiului, angajații neglijenți reprezintă cea mai mare vulnerabilitate. Mai puțin de o treime dintre organizațiile care s-au confruntat cu un incident de securitate în ultimul an au declarat că prejudiciul a fost descoperit de centrul lor de securitate. Organizațiile sunt acum convinse că urmărirea riscurilor informatice și includerea securității cibernetice de la bun început în planul de business sunt imperative pentru a avea succes în era digitală. Însă doar 18% dintre ele declară că securitatea informatică este luată în considerare în mod regulat, în timp ce 60% dintre organizații declară că persoana direct responsabilă pentru securitatea informațiilor nu este un membru al Consiliului de Administrație. Cu toate acestea, 70% dintre organizațiile incluse în studiu declară că liderii seniori au un nivel ridicat de înțelegere a problemei securității sau că și îmbunătățesc această înțelegere. Studiul a fost derulat în rândul la peste 1400 de lideri din domeniul securității cibernetice ai celor mai mari și mai recunoscute organizații din lume, cu venituri variind de la mai puțin de 10 milioane de dolari până la peste 10 miliarde de dolari. Am revenit la Back in Business. Sunt alături, vă reamintesc, de domnul Stelian Arion și de domnul Cristian Șoricuț, vicepreședinți ai Asociației Română pentru Tehnică de Securitate. Vreau să completați ceva, domnule Șoricuț, dacă vreți să și completăm câteva fraze. Ne legăm și de fraza de securitate cibernetică. Ce vreau eu să punctez, domnul Arion a specificat faptul că de 15, 16, 20 de ani, tehnologiile permit identificarea teroriștilor sau a persoanelor căutate. Tot de cam în aceeași perioadă s-au dezvoltat pe imagini video detecția incendiilor. Deci în Statele Unite, în 2002, au fost standardizate sisteme de detecție a incendiilor pe tehnologia video. Avem camere video, sunt, funcționează cu o aplicație software, ele pot să-ți ofere informații și pe acest lucru, deci securitatea vieții. Deci am punctat o idee că există materialul, informația, cantități mari de date. Acum, cum o prelucrezi, cum o folosești, cum îi asiguri securitatea, sunt cu totul și cu totul altfel. Suntem prea aproape de ziua de ieri, a fost o comemorare extrem de tristă pentru mine. Am revăzut niște imagini și mi-am adus aminte de momentul colectiv. Acum 3 ani am fost la o emisiune după colectiv, eram destul de șocat și destul de supărat, atât că am spus că factorul principal a fost neglijența, ignoranța și prostia unor oameni. Deci direct. Rămâne valabil și astăzi? Rămâne valabil și astăzi. Și ce mă îngrijorează cel mai mult este că chiar dacă tehnic, tehnologic, avem mijloace mai bune, avem posibilități să facem mai multe, știm mai multe, am învățat mai multe, nu învățăm suficient din ce s-a întâmplat. Uităm repede, suntem amnezici. Deci, noastră ați adus aminte de colectiv. Eu m-am, fiind pe partea cu focul, știți, din mai multe discuții. Deci, eu mai nu pot să uit nici maternitatea Giulești, nici alte evenimente la fel de tragice. Și da. Ce s-a învățat? Conștiința colectivă uită. E ușor amnezică. Deci, treaba specialiștilor sau celor care lucrează în domeniu e să le aducă aminte. Americanii totdeauna, dintr-o tragedie, încearcă să învețe. Deci, ăsta e un lucru care l-am apreciat întotdeauna. S-a întâmplat ceva rău. Păi trebuie să facem tot ce putem să nu se mai întâmple a doua oară. Altfel, este o pagubă degeaba. De acord. Haideți să ne întoarcem la inteligența artificială, la procesarea datelor. Am văzut că aveți un studiu, o cercetare interesantă, apropo de cercetare, de procesarea datelor, domnule Arion. Da, vreau să spun că acest sistem de supraveghere video, despre care am vorbit și până acum, generează foarte multe date. Foarte multe date. Există un studiu care spune, dă o cifră 10 la 21, nu știu cum, 24, 10 la 20, puterea 21, va fi volumul de bytes, va fi volumul de date video înregistrate în 2018. Ceea ce e foarte interesant este că acest volum de date este mai mult decât dublu pentru următoarea aplicație software care vreți dumneavoastră în lume.
Asta înseamnă că se generează un volum foarte mare de date și există tot felul de tehnologie aici, se numește Big Data, analize Big Data, în care pot fi trase o serie întreagă de concluzii de profilare, de identificare a anumitor comportamente și așa mai departe. Și cred că am putea aici să amintim pe evoluțiile în zona asta motoarelor de căutare care ne sunt relativ comune, cât de bine a evoluat. La ora actuală, dacă intri pe un site, dacă te-ai dus într-un magazin și ai căutat ceva, pe urmă, orice site, intri pe profit.ro și o să vezi acolo că îți pune televizorul sau perechea de pantofi pe care ai căutat-o, că poate te mai interesează ceva. Deci aici se analizează date foarte multe. Asta este un sunt niște aplicații foarte interesante. Aproape în timp real, uneori, nu? Sigur, capacitățile de procesare, pentru că procesarele nu se fac pe un calculator normal, se fac pe ferme de calculatoare. Vedeți, un centru de stat de date care, cât privești cu ochii, sunt rânduri de calculatoare care au capacitățile de procesare. În retail există analiză comportamentală. De exemplu, știu o aplicație care pe un mall ți se punea la dispoziție o rețea Wi-Fi. Evident, o rețea aici gratuită. În România vorbiți sau în alte țări? Aha, și aici. În alte țări, dar este disponibilă și în România. Care îți punea o aplicație free, deci să poți te legi la net fără nicio problemă, dar făcea un fel de tracking, deci observa cum te-ai conectat de la un repetor la altul, unde ai stat mai mult, ce ai făcut și trăgea niște concluzii privind comportamentul unui cumpărător anume. Nu interesa persoana exact care s-a dus și ce a cumpărat, ci care erau zonele de interes, pe intervale orare, pe sezoane, pe toate chestiile astea pentru cel care vinde, să zicem, confecții, sunt aur curat. Am avut aceeași expresie amândoi. Da, vă rog, e lesne de înțeles zona economică. Sau să spunem despre o aplicație care o găsim, de exemplu, acum pe telefoanele mobile și amândoi ne-am bucurat venind aici, o aplicație de trafic care îți optimizează traseul funcție de informațiile care le primește de la ceilalți utilizatori. Aici doar o întrebare. Vă aduceți aminte când ați pus pe telefon această aplicație? Vă întreb pentru a vedea cât de repede se mișcă tehnologia. Cam un an jumate. Bun, dar acum 5 ani nici nu aveam, cred că nu aveam deloc aplicații de acest tip, nu? Sau zic prea, nu, sau deci sunt prea... erau, arătau, funcționau ca un GPS obișnuit, îți punea drumul de colo-colo, dar nu ținea seama de trafic, nu ținea seama în timp real de un accident, nu ținea... Deci, astea te ajută. Vă rog. Revenind la, hai să zicem, valoarea tehnologiei, că de fapt de asta vorbim. Valoarea tehnologiei și modul în care este pusă în practică. Ajungem și la riscurile tehnologiei. Deci, de exemplu, în momentul de față, tehnologia este perfect capabilă să înțeleagă mașina mea unde a circulat ea prin București, Cu ce viteză, fața mea în ce zone a fost văzută și așa mai departe. Problema este că, pe de o parte, drepturile mele personale și drepturile mele private, datele mele personale, sunt oarecum... Sau pot fi undeva. Nu mai sunt personale, să le spunem așa. Nu mai sunt private, din punctul ăsta de vedere. Cred că, odată cu evoluția tehnologică, nu mai putem vorbi de aceeași intimitate, de aceeași caracter privat al datelor personale. Nu mai e posibil. Nu mai e posibil. Deci trebuie să redefinim. Dar, pe de altă parte, trebuie, într-adevăr, să redefinim echilibrul între drepturile democratice și ceea ce tehnologia pune în slujba, nu știm cui, pune slujba instituțiilor statului care aplică în zona asta, dar poate să pună slujba unui interes privat, bun, dar poate și rău. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie făcut un echilibru. Și acum, asigur că acest regulament privind protecția datelor personale de la nivel european, el a creat, e un cadru ca să creeze o astfel de balanță, pentru că aduce, dacă vreți, în viața noastră faptul că eu am posibilitatea ca individ să mă îndrept în justiție împotriva celui care are astfel date despre mine, fie să le șteargă, fie să mă despăgubească dacă mi-a creat un prejudiciu și așa mai departe. Deci, după părerea mea, el e un lucru foarte bun. Sigur că există și o instituție care poate să sancționeze dacă sunt abateri mari de la el, dar, pe de altă parte, faptul că eu, ca individ, am dreptul să mă duc în justiție, cred că e marele câștig și cam toată lumea spune că asta este principala diferență. Dar trebuie să punctăm un lucru, că sunt datele există. Deci dacă dumneavoastră vă plimbați acum prin centrul Bucureștiului, veți fi înregistrat cel puțin de 50-100 de camere. Fiecare vor stoca imagini pe o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă, funcție de cum are, pe înregistratoare diferite.
Dacă toate aceste imagini vor fi folosite, vă veți simți aproape ca în Orwell. Mă urmărește tot timpul cineva. Da? Deci, cine le folosește și de ce le folosește, e iarăși foarte important și ajungem până la urmă și la o discuție de cât este ok să se folosească din ele. Adică, nu mi-ar place să fiu ca o grâză sub lupă tot timpul. Deci, da. Știu, dar cred că sunt, sau este una din provocările societății moderne sau societății viitorului, nu? Există, să zicem, contradicția asta între libertatea individuală și securitatea individuală. Vrei mai multă securitate, da, trebuie să mai renunți. Dar acum cât? Balanța asta este extrem de fină și cine o definește cât este, e destul de greu de stabilit. De fapt, acest regulament, el definește un mecanism aici. În mod normal, dacă eu culeg datele, de exemplu, culeg data numărului de înmatriculare ca să văd dacă am plătit nu știu ce taxă, rovineta. Da? Da. Am intrat pe drum, a citit numărul de înmatriculare, a văzut că am plătit-o, a șters înregistrare. Ăsta este comportamentul corect. Și acum rămâne de văzut în ce măsură fiecare aplicație urmărește acești pași. Pentru că, practic, prin acest regulament, o procesare de date personale trebuie făcută cu un anumit scop, cu o anumită legitimitate și strict, numai ca să rezolve scopul respectiv. Altfel, poți să spui exact pe unde ai fost, ce ai făcut? Până sigur că da. Nu-i de okay. Acord. Dacă am intrat, iată, în zona de, hai să spunem, viață personală, vă propun să ne întoarcem într-un alt teritoriu unde știu că sunteți experți în această zonă, infrastructuri critice. Ați mai vorbit despre acest lucru, domnule Arion, vă rog să ne mai spuneți câteva cuvinte sau în ce stadiu ne mai aflăm din acest punct de vedere. Și ce înseamnă acest concept, după părerea mea, e un concept important în zona de securitate pentru că vorbim de cele mai importante sisteme, instalații, servicii. Așa sunt definite infrastructurile critice. Practic sunt acele servicii care, în momentul în care sunt întrerupte, afectează major viața economică, socială, viața cetățeanului. Dați-ne un exemplu, nu știu, apă, de exemplu, internet, energia electrică. Energie electrică. E un exemplu tipic și asta și datorită faptului că în sistemul de energie electrică, de distribuire al energiei electrice, trebuie să fie tot timpul un echilibru între sursă și consumator. În situația în care acest echilibru se rupe anormal, atunci, practic, intră o serie de protecții care opresc alimentarea cu energie electrică într-o cascadă, astfel încât se întâmplă ceea ce se numește blackout. Din nefericire, repornirea acestor sisteme nu poate fi făcută imediat, deci nu e o chestie ca la calculator, am oprit calculatorul, l-am pornit imediat. Nu, aici dacă am un astfel de blackout, probabil că îmi trebuie 2-3 zile ca să pot să revin în sistemul respectiv. Plecând de la aceste chestii și de la o serie de blackout-uri care s-au întâmplat pe plan mondial, care au avut efecte uriașe, deja cunoscute, zeci de miliarde de dolari impact și așa mai departe, a fost un stat unit până 2003, dacă nu mă înșel. Oamenii au început să-și pună problema ce s-ar întâmpla dacă un atac terorist ar produce așa ceva. Pentru că, practic, amenințarea teroristă, care este un fenomen al ultimilor 50-60 de ani, să spunem, este ceea ce se numește amenințarea simetrică. Adică nu am două armate care se bată în resurse și nu știu ce, nu. Am un tip care e pregătit de asemenea natură cu resursele unui individ, sigur, cu niște resurse în spate, finanțat de cineva, care poate să-mi facă să bată cu armata. Exact. Pentru că el intră în teritoriul inamic, pune o bombă unde trebuie și am un blackout. Și impactul este, și de aici, conceptul de infrastructură critice. Și nu mai avem timp foarte mult. Vă rog, domnule Șericu. Și infrastructura critică este ceva de care, în mod normal, nu te poți lipsi. Deci îți trebuie neapărat și trebuie să o protejezi cât de bine poți. Că este teroristul, că este un accident. Se pot întâmpla și accidente. Bun, accidentul e ceva inevitabil, da? Dar dacă ții măsuri să supraviețuiești acelui accident, să mergi mai departe, infrastructura este protejată. Mai avem 2 minute, v-aș ruga doar scurte concluzii. Sigur, vă provoc, să zic așa, cu privire spre un viitor apropiat, nu atât de îndepărtat, pentru că vedem, spuneați, tehnologia se schimbă foarte repede și atunci unde mergem spre această zonă de tehnică de securitate, cum o numiți dumneavoastră, de securitate personală sau a unui oraș, a unui stat, de ce nu? Eu văd că, din punctul de vedere al prestatorilor și al tehnologiilor de securitate, există un potențial important de dezvoltare. Și un potențial de creștere la noi în țară, dar și un potențial de dezvoltare în sensul că prestatorul și de zona asta de securitate trebuie să își dezvolte competențe, să înțeleagă zona de IT, să înțeleagă zona de securitate cibernetică, să înțeleagă avantajele pe care aceste tehnologii le aduc în lumea în care instalațiile sunt implementate.
Asta este unul din, din punctul înțeles. De vedere al cetățeanului. Părerea mea este că starea de securitate sporește, dar asta nu înseamnă că el nu trebuie să devină conștient ce înseamnă securitate, ce înseamnă securitate la incendiu, ce înseamnă securitate la infracție. Și eu chiar aș propune ca lucrurile astea, ca și lucruri elementare de sănătate, ar trebui făcute din școala primară, în școli. E o idee, vă rog, domnule Șoricuț. Eu aș dori, mi-aș dori, știți, bă, vine Crăciunul, ne punem fiecare câte o dorință. Aș dori ca guvernanții sau, să zicem, cei din administrație să apeleze la una din resursele care zic eu că e valoroasă și gratuită, respectiv are TSE-ul. Deci avem competențe în asociație, avem experți, putem să le dăm o mână de ajutor. Este foarte normal, eu n-am competențele unui doctor să pun mâna pe, chirurg, pe bisturiu să tai, nu știu. Dar unde știm, putem să fim de ajutor celor care nu cunosc domeniul ăsta, măcar le explicăm. Venim cu expertiză, cu cunoștințe, cu 25 Bun. De ani de muncă în domeniu. Acesta este cadou de Crăciun, să spunem, da. Care va fi pentru anul viitor, probabil, sau n-avem decât să sperăm. Ne oprim în seara asta, în seara aceasta aici. Mulțumesc Stelian Arion, mulțumesc Cristian Șoricuț pentru prezență, vicepreședinții Asociației Române pentru Tehnică de Securitate. Eu vă invit ca de obicei să rămâneți pe profit.ro și să ne urmăriți mâine. Mâine vă aștept la Field Market de la ora 18, dar vă invit încă o dată să urmăriți programele profit.ro. O seară bună vă doresc în continuare, numai bine!